Doctorul Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a anunțat că din acest an s-ar putea ca la Luduș să funcționeze al 13-lea echipaj de prim ajutor din județul Mureș. Astfel, timpii de reacție în Mureș se încadrează în prevederile legale și anume în zona rurală, maxim 12 minute echipajul de prim ajutor, 20 de minute pentru echipajul cu medic sau pentru elicopter. De asemenea, o altă noutate este deschiderea unui punct de lucru cu apă și spumă la Sovata, finanțat din fonduri din trei surse, bugetul de stat, județean și local. Vom face rost de la bugetul de stat de bani pentru construcția, de fapt, a acelui sediu a unității de pompieri. Noi acolo avem nevoie de aproximativ 6-7 miliarde de lei vechi. Primăria Sovata a făcut proiectul, proiectul este gata și eu sper ca în acest an să putem să spunem că am terminat deja unitatea de intervenție la foc în Sovata. În acest moment, intervenția este deficitară deoarece un echipaj ajunge la un incendiu doar în 30-40 de minute.